O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Sa, nebunie și glorie, Tim Winer dezvăluie rădăcinile războiului politic, conflictul pe care America și Rusia l-au întreținut prin spionaj, sabotaj, diplomație și dezinformare. Din 1945 până în 2020, America a câștigat războiul rece, dar Rusia câștigă astăzi. Vladimir Putin a ajutat la alegerea candidatului dorit de el la Casa Albă, cu o campanie sub acoperire care continuă și în acest moment. Rusia lui Putin a revigorat operațiunile de spionaj din epoca sovietică, obținând informații chiar mai importante și influența asupra poporului și guvernului american. Și cu toate acestea, SUA nu a opus decât o rezistență redusă. Acest lucru a pus democrația americană în pericol. Winer ne duce în spatele ușilor închise, aruncând lumina asupra operațiunilor de spionaj rusești și americane și asupra consecințelor acestora. Pentru a ajunge în mijlocul problemelor și pentru a găsi soluții potențiale, el examinează operațiunile CIA din secolul 20, mașinațiunile politice globale puse la cale de KGB pe tot mapa mondul, eroziunea războiului politic american după războiul rece și cum Rusia secolului 21 a ținut aprinsă flacăra războiului rece. Nebunie și glorie este un apel de urgență către lideri și cetățeni să înțeleagă natura războiului politic și să schimbe cursul înainte de a fi prea târziu. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.